Doresc să vă salut pe toți cu pacea Domnului. Mă bucur că în această seară suntem din nou împreună înaintea Cuvântului lui Dumnezeu și avem posibilitatea de a studia câteva lucruri interesante și importante și să observăm câteva semne despre revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă aseară am vorbit lucruri generale, dacă aminteam câteva lucruri despre conversația pe care Domnul Iisus o avea cu ucenicii, astăzi vom încerca cumva să aprofundăm câteva aspecte a revenirii Domnului Hristos. Așa cum ați putut observa, în seara aceasta am dorit să discutăm despre cele două solii îngerești. Nu vom vorbi despre a treia solie în seara aceasta, vom vorbi mâine dimineață despre a treia solie. Dar în seara aceasta aș dori să aprofundăm. Dacă deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalips, găsim câteva lucruri, am putea spune destul de puține, scrise despre cele două solii îngerești și sunt acolo două, trei versete în care spune că iată a apărut un înger și a vestit prima solie, apoi a venit a doilea și a vestit a doua solie și a treia solie și s-a terminat totul și am citit în Sfânta Scriptură și cam atât. Dar în seara aceasta sper să nu depășesc o oră subiectul meu despre care vom discuta. Este un subiect destul de profund, destul de interesant și vom încerca să găsim și câteva lucruri concrete din Sfânta Scriptură în ceea ce privește avertizările care sunt date prin cei doi îngeri. De aceea studiul nostru începe cu versetele din Apocalips, capitolul 14, începând de la versetul 6 la 8. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limb și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Aceste sunt cele două solii despre care vom discuta în seara aceasta. Putem observa din versetele care le avem aici că avem de-a face cu un înger, primul înger, care zbura deasupra cerului cu o evanghelie veșnică. Haideți să luăm aceste versete, aceste puține versete care le avem aici și să încercăm cumva să le aprofundăm și să le înțelegem mai bine. Spune aici că această evanghelie cui trebuia să fie vestită? La câți dintre ei? La toți locuitorii pământului. Oricărui seminții, oricărui limbi și oricărui norod. Sunt unii oameni care spun: e interesant ceea ce studiem, e în regulă, dar prima solie nu este pentru poporul nostru, sau a doua solie nu este pentru poporul nostru, sau a treia solie. Și atunci sunt unii care primesc doar o parte din aceste solii pe care cuvântul lui Dumnezeu și au fost vestite. De ce lucrul acesta? Haideți puțin să ne gândim la un aspect și vom studia mai aprofundat. Știți, în vremea aceea erau foarte multe socoteli și lumea făcea tot felul de socoteli și se gândea: măi, oare când are să vină Domnul Hristos? Și se gândeau ei, socoteau și uite, trec 1260 de ani, mai trece nu știu ce, mai trec 2300 de seri și dimineți și atunci cred că Domnul vine. Și așa mai departe. Și lumea a început să facă socotel, prima solie a fost dată, a doua a fost dată și când se apare a treia solie, problemă. Că lumea a început să se ducă într-o parte și în alta. Dar de fapt problema socotelilor lor a început odată cu prima solie îngerească. Haideți să vedem câteva lucruri. Spune așa: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, mare și izvoarelor apelor. Aici ce avem? Prima solie îngerească, da? Este destul de clară și am putea spune noi care o știm, e ușor de înțeles pentru noi.
Să te temi de Dumnezeu, a venit ceasul judecății și să ne închinăm celui ce a făcut cerurile, pământul și marea. În momentul în care această solie a fost vestită, ce s-au gândit primii creștini a noștri care studiau cuvântul lui Dumnezeu și au primit prima solie? Ce spune? Uite că a venit ceasul judecății lui Dumnezeu. Gata, Domnul vine pe pământ. Domnul o să ne judece. Și în felul acesta s-a făcut o mare confuzie. Lumea a început să vândă tot ce are. A început să părăsească oldele, au început să părăsească casele, au început să părăsească tot, pentru că ei au înțeles în solia aceasta că Domnul are să vină și judecata are să înceapă cu privire la poporul de pe fața pământului. Dar la ce judecată face referire acest verset? Profeția primei solii îngerești prezentate în Apocalipsa 14 și-a găsit împlinirea în mișcarea adventă din anii 1840 și 1844. Atât în Europa cât și în America, bărbații ai credinței și rugăciunii au fost profund mișcați în timp ce acordau atenție profețiilor și urmând rapoartele inspirate au găsit dovezi convingătoare că sfârșitul tuturor lucrurilor s-a apropiat. Acest lucru au făcut ei. S-au gândit că sfârșitul s-a apropiat. Sfârșitul urma să vină. Și de aici toată confuzia lor care a fost mai departe. În America, predicarea soliei a fost încredințată lui William Miller și colaboratorilor săi, iar lumina aprinsă prin truda lor a strălucit până în țirânturi depărtate. Era cineva care trebuia să facă și lucrul acesta. Trebuia să fie o persoană care să vestească solia aceasta. Și trebuia cineva să o cerceteze tot mai mult, să o aprofundeze tot mai mult. Cred că Dumnezeu a încercat să ajungă la multe persoane, așa cum ne este descris și în spiritul profetic despre chemarea sorei Ellen White. Eu cred că așa a fost și atunci. Dumnezeu a apelat la mai multe persoane ca să găsească pe cineva care să cerceteze mai profund această solie și să reușească să o vestească tuturor oamenilor de pe fața pământului. Deci William Miller a fost cel care a vestit, a cercetat și a îndrăznit să spună cu tărie despre prima solie îngerească. Cine a fost William Miller? A fost un om cu școală, nu? A fost un om învățat? A fost un om cu multe facultăți? Cine a fost el? Un fermier. Cum l-au privit cei care au rostit solia? Ce s-au gândit? Mă, ăsta vine el și ne zice nouă despre solia îngerului Antilei. Da, el nu are școală, nu are, lasă-l, ducă-se acasă. Așa s-au gândit ei? Nu. Au primit solia. Poate acum cuvântul pe care îl studiați împreună cu mine, poate unii dintre dumneavoastră îl primiți, poate alții dintre dumneavoastră nu îl primiți. Și stați puțin și vă gândiți cine e el, ce școală are, de ce vine și ne vorbește. Nu o să vă spun eu ce școală am sau ce am făcut la viața mea și ce o să fac, dar trebuie să înțelegem un lucru. Solia pe care ne-o dă Dumnezeu poate fi dat și Dumnezeu ne poate vorbi printr-o persoană care pentru noi, în ochii noștri, este neînsemnată. Poate spunem că persoana aia este de neimportanță. Poate este un frate care vine la biserică și el doar tace și ascultă din cuvântul lui Dumnezeu și la un moment dat spune, fraților, dar aici trebuie să facem altfel, că cuvântul lui Dumnezeu spune așa și noi spunem, taci mă, că tu nu știi cum e. Cam cu această problemă putea să se confrunte și acest bărbat. William Miller spune aici spiritul profetic că Dumnezeu a trimis pe îngerul său să miște inima unui fermier ce nu crezuse în ce? În Biblie, mai grav. Să vină cineva să-ți spună despre solie, dar el nu a crezut niciodată în Biblie. Nu, acum cum îl primim? Cum ne uităm la el? Vine versetul... Spiritul profetic și spune mai departe, ca să cerceteze profețiile, îngerii lui Dumnezeu l-au vizitat în repetate rânduri pe cel ales, ca să-i călăuzească mintea și să deschidă
înțelegerile sale profețiilor care fuseseră până atunci închise pentru poporul lui Dumnezeu. Lui a fost arătat începutul lanțului adevărului și a fost condus să cerceteze verigă după verigă până când a ajuns să privească la cuvântul lui Dumnezeu cu uimire și admirație. A văzut acolo un lanț desăvârșit al adevărului. Un simplu bărbat, un simplu fermier, un necredincios, care nu avea nicio legătură cu Biblia. Nu știa cine este Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la el și așa mai departe. Dar din această experiență a vestirii prime solii îngerești, putem vedea minunea pe care o poate face Dumnezeu cu sufletul fiecăruia dintre noi. Dintr-o inimă împetrită, dintr-o inimă care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeu poate să facă în așa fel încât să rămânem uimiți, așa cum spune aici despre acest bărbat, de cuvântul și de puterea adevărului. Înțelegerea soliei. Solia începe, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Ce înseamnă a ne teme de Domnul? M-am confruntat de foarte multe ori cu aceste lucruri și spune, dar uite, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să ne temem de Domnul. Și aș putea spune că nu pot să contrazic versetul care spune că da, trebuie să ne temem de Domnul. Sunt în cărțile de religie și am putut observa prin unele școli, în cărțile de religie la copiii mici, arată acolo că dacă treci în fața bisericii și nu-ți faci cruce, te trăsnește Dumnezeu. Sau dacă nu știu ce nu faci, nu pui bani în visteria bisericii, te calcă mașina și așa mai departe. Și copiii învață despre Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu care, gata, ai greșit, te-am trăsnit și așa mai departe. Și noi citim în cuvântul lui Dumnezeu și spunem că trebuie să ne temem de Domnul. Dar în ce fel trebuie să ne temem de Domnul? Spune aici cuvântul, nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Cum să ne temem și să ne înfricoșăm de Domnul? Solia începe, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Oare Dumnezeu pretinde de la noi slavă dată așa cu frică sau slavă dată din iubire? Versetul spune, nu vă temeți de ce se teme el și nu vă speriați. De ce se teme poporul uneori? De ce se sperie? Și acum vin mai aproape. De ce ne temem noi și de ce ne speriem noi când ne uităm sau când auzim o știre mai interesantă despre că s-au întâlnit bisericile, că și-au dat mâna și așa mai departe? De ce ne strângem spate? Și parcă uneori închidem să zicem, gata, să nu mai aud știrea până la sfârșit, că mai am să mai mă însor, mai am să fac un copil, mai am să mă duc nu știu unde și nu mai vreau să mai ascult știrea până la urmă, că mă îngrozește. Lucrurile acestea, așa cum spuneam și aseară, firea aceasta ne face în așa fel încât să ne temem și să spunem, vine Domnul. Și mă tem că Domnul vine și eu nu sunt pregătit. Și acum vine versetul și spune, teme-te de Dumnezeu, dar nu în sensul ăsta. Pentru că aminteam aseară versetul că mulți vor fugi la munți și la stâși și vor spune, cădeți peste noi și gata, noi ne temem de slava lui Dumnezeu. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta și nu vă temeți cum se teme poporul. Este prima învățătură. Căci a venit ceasul judecății lui. Despre ce judecată este vorba aici? Această solie urma să fie vestită cu glas tare. Ea a pornit cu puterea indicată astfel între anii 1840 și 1844. Îndeosebi în toamna anului, ultimului an, aducându-ne la sfârșitul celor 2300 de zile, când a început lucrarea de judecată odată cu începerea lucrării lui Hristos de curățirea sanctuarului. Această lucrare ne-a adus la începutul judecății de cercetare. Noi trăim în ce timp?
în timpul acesta. Și se vede acolo puțin pe acel grafic, credeam că o să se vadă mai bine. Anul 1844 s-a încheiat, s-a început vestirea celor trei soli îngerești și noi acolo suntem. Toată istoria, tot trecutul a fost. Multe profeții din cartea lui Daniel, din cartea Apocalipsei, s-au împlinit. Au trecut cele 2300 de zile, de ani, din Daniel 8:14, când spune acolo, până când vor trece cele 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș, ce se va întâmpla cu el? Va fi curățit. Și lumea se gândea că în momentul în care acei 2300 de seri și dimineți, ei se gândeau că în acea perioadă are loc curățirea sanctuarului. Au luat versetul și s-au gândit, mai hai să-l înțelegem așa cum îl citim, că până când vor trece, atunci are loc această curățire. Ce se întâmplă? Sunt multe sfaturi din cuvântul lui Dumnezeu și multe învățături pe care uneori nu le interpretăm așa cum cuvântul lui Dumnezeu cere. Uneori le luăm așa cum scrie. Deci să știm unde ne aflăm. Ne aflăm după anul 1844, în timp ce cele trei soli îngerești se vestesc și se apropie revenirea lui Hristos. Spune că această lucrare ne-a adus la începutul judecății de cercetare. Deci, începând cu anul 1844, noi avem în cer un judecător, da? Avem în cer un avocat și acum este decizia noastră ce facem. De foarte multe ori se spune că cel mai interesant lucru este atunci când știi că ai un avocat cel mai bun și cel mai puternic și când ai un proces, te duci liniștit la tribunal și spui, e în regulă, eu am un avocat puternic și de data aceasta voi scăpa și nu voi avea o sentință atât de gravă și atât să mă bage la închisoare. Depinde de anumite lucruri care le facem. Domnul Hristos este avocatul nostru începând cu acest an. De aceea, Solia spune că a venit ceasul judecății lui. Dumnezeu este cel care privește la noi și uneori ne vede greșiți. Fiul, care este avocatul nostru, spune cum ne este amintită în acea pildă care o știm foarte bine și aș dori să o amintesc puțin. Se spune că stăpânul a plantat un copac, da? Și la un moment dat a văzut că acel pom nu aduce rod. Și timpul trecea și îl ținea numai umbră. S-a gândit să-l taie. Nu știu cât timp a trăit pomul acela după, pentru că nu se mai spune. Dar nu știu nici cât timp a trăit înainte, pentru că nu se spune. Dar stăteam puțin și mă gândeam la acest aspect. Noi ne asemănăm cu acel copac. Dumnezeu ne-a chemat, ne-a descoperit cuvântul, ne-a descoperit Evanghelia și vine momentul în care noi nu aducem rod. Noi suntem aceiași de anul trecut, suntem aceiași de 10 ani în urmă și așa mai departe, sau uneori poate mai răi. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, taie-l, nimicește-l. Și avocatul spune, nu, mai lasă-l și anul acesta, mai dă-i har, mai dă-i timp, mai dă-i oportunitate de se întoarce. De aceea solia pe care o învățăm aici spune așa că a sosit ceasul judecății lui și lucrurile acestea nu ar trebui să ne înspăimânte pe noi gândindu-ne că gata, Domnul ne judecă și poate harul nostru s-a încheiat. Ar trebui să ne dăm seama că suntem în timpul judecății de cercetare în care cazul fiecăruia dintre noi este hotărât în împărăția din ceruri. Vine al doilea înger care se completează și spune în felul următor. A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Această solie vine în completarea celei din tâi și este puțin mai dură, dacă putem spune așa.
Dacă prima solie ne spune despre o judecată și despre un respect care trebuie să-l avem față de Dumnezeu și cam atât, a doua solie spune că a căzut Babilonul, cetatea cea mare. Haideți să înțelegem mai profund solia îngerului al doilea. A căzut Babilonul. Ce se înțelege prin termenul de Babilon? Babilonul nu se mărginește la Biserica Romano-Catolică, pentru că sunt unii care spun că această biserică este Babilonul și gata. Celelalte nu sunt Babilonul. Biserica Adventistă nu-i Babilon, Biserica Baptistă nu-i Babilon, Biserica nu mai știu care evanghelică nu-i Babilon și așa mai departe. Și lumea stă și privește la acest aspect, spune nu, numai Biserica Catolică e Babilonul, atât. Dar profeția aceasta nu se referă doar la Biserica Catolică. Și vom vedea mai departe ce înseamnă cu adevărat Babilonul. Descrierea din Apocalips 17 pare să se aplice în particular acelei biserici. Dacă citim Apocalips 17, ne gândim, gata. Așa cum spuneam, Babilonul reprezintă Biserica Catolică. Dar numele pe care ea îl poartă pe frunte, spune cuvântul lui Dumnezeu că este o taină. Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăcinilor pământului. Acesta este. Și dacă este mamă, înseamnă că are și fiice. Și dacă o luăm așa, putem înțelege că Biserica Catolică are și fiice. Și care sunt acestea? Nu este cetatea Romei, Babilonul. Pentru că unii stăteau și se gândeau la acest aspect, citeau acolo că este o fiară care se întinde pe nu știu ce coline, șapte și așa mai departe, s-au gândit ei că gata, aia e Roma. Babilonul e Roma. Nu, nu este nici Roma. Babilonul semnifică Biserica Universală Mondială. Am pus și semnul exclamării și semnul întrebării. Este Biserica Universală Mondială? Babilonul? Sau nu este? O luăm mai amănunțit. Știu bine, dau înapoi, că atunci când am spus, am auzit și în sală, ce înseamnă Babilon? Toată lumea, încurcăturile. Care sunt încurcăturile? Babilonul este numit o femeie în Sfânta Scriptură. Femeia reprezintă ce în Sfânta Scriptură iar? O biserică. O femeie cinstită ce reprezintă? O biserică curată, o femeie desfrânată, o biserică apostaziată. Și atunci ne întâlnim cu două lucruri în Sfânta Scriptură, atât cu o biserică curată și cu una desfrânată. Cu atât avem de-a face. Că spune că este o femeie așezată unde și cum arată ea? Știm? Este așezată pe un balaur, nu? Și are în mână, este imaginea aia, nu știu, cred că am pus-o pe aici, pe undeva, dar m-am gândit să nu o pun mai bine. Arată acolo o femeie, vai de capul ea cum e îmbrăcată, așa de pe un balaur cu un pahar în mână și așa mai departe. Aia e biserica care o putem numi noi așa, apostaziată. Auzim de foarte multe ori și merg puțin mai adânc pe termenul acesta, biserica apostaziată. Mai sunt unii frați de-a noștri care spune, mă, fraților, voi v-ați apostaziat cu totul. Voi nu mai sunteți biserica care erați cândva. V-ați apostaziat, biserica e apostaziată, mă duc și îmi fac eu gruparea mea separată și atât, că Domnul e bun și ne mântuie pe fiecare dintre noi. Dar putem vedea în aceste gânduri pe care le studiem noi, totuși, biserica, femeia cinstită, femeia curată, reprezintă biserica lui Dumnezeu. Și acum merg mai adânc. Pentru a încerca să înțelegem cu toți un lucru.
Pentru că spune, unii spun, nu contează sau nu trebuie să mergem într-o biserică cu tare sau cu tare, că oricum Domnul dă mântuirea, că Domnul dă mântuirea personal și așa mai departe. Este adevăr. Domnul dă mântuirea, te mântuie personal și nu te mântuie Domnul că, pardon, ai mers la biserica X sau la biserica Y. Dar în momentul în care tu cunoști pe Domnul, cercetezi cuvântul lui Dumnezeu, primești adevărul de la Dumnezeu, cercetând cuvântul lui Dumnezeu, poți descoperi care este acea femeie cinstită din cuvântul lui Dumnezeu, adică acea biserică curată. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu spune, cercetați scripturile pentru că în ele veți găsi ce? Viața. Mergem puțin mai departe. Apocalipsa 8 cu 2 la 4, aprofundarea acestei solii. A căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș cum? Al dracilor, o închisoare a cărui duh necurat, o închisoare a cărui păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zice, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Și acum să spunem și să ne gândim. Bine, Biserica Romano-Catolică reprezintă Babilonul. Apoi mergem și le luăm în gândul nostru pe rând. Zicem așa, Biserica Baptistă a avut o putere destul de mare și dacă știm foarte bine istoria, William Miller a fost baptist și el a vestit solia cu putere. A vestit prima solie îngerească, bineînțeles au fost unii baptiști care au primit-o, alții n-au primit. A doua solie a vestit-o din nou și spune, măi, este timpul să ieșim. De unde? De fapt, care erau problemele, de data aceasta, să spunem așa, administrative, în cadrul bisericilor și a celor care frecventau biserica, de în așa fel încât biserica să fie numită Babilon? Uitați cum ne spune versetul acesta, înțelegem doar din versetele care le avem aici. Spune așa, că biserica, nu mai spunem Babilonul, da? Spunem direct, biserica a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare al cărui duh necurat. De ce? Spune versetul mai departe. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei. Care sunt neamurile? Și apoi aprofundează versetul. Și cine? Și împărații pământului au mai făcut anumite lucruri cu biserica. Și învățam aseară despre necazul cel mare, nu? Un exemplu în care se completează versetul acesta care îl studiam acum. I-a dat putere biserice și biserica a făcut ce a vrut ea. Și atunci biserica avea autoritate mai mare decât are un împărat. Apoi am auzit din cer un glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. 2 Timotei 4 cu 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoase, ci îi vor gâdi la urechile să aude lucruri plăcute și își vor da învățători după cum? După poftele, după plăcerile lor. Și de aici Babilonul. Și se pune întrebarea, dar de ce sunt așa de multe biserici? De ce sunt atât de multe gândiri? Poate și biserica aia are dreptate, poate și cealaltă are dreptate. De ce? Pentru că se împlinește versetul din 2 Timotei. Va veni vremea. Îi scria Pavel. Și spunea, măi Timotei, acum vremea asta nu este.
Dar va veni. Și vremea a venit. Că lumea uneori nu mai suportă învățătura sănătoasă. Și ce spune? Lasă că e mai bine acolo să mă duc. Ceea ce se mai întâmplă mai grav în biserica noastră, pentru că suntem frați cu Domnul în aceeași biserică, pot să spun clar și deschis, un alt aspect al lucrurilor, destul de reală. Nu știu cum e la voi în Moldova, dar la noi în România problema este destul de gravă în privința aceasta a versetului care se împlinește aici, în care spune că vor să-și caute învățători după poftele lor. Spune-mi dacă la voi e așa de strict, lasă că mergem la frații noștri. Că au și ei lumină, păzești și ei sabatul și așa mai departe. Și versetul se împlinește. Și atunci, cum poate solia îngerul al doilea să-mi spună mie, ieși din Babilon, dacă eu plec de aici și mă duc acolo unde spiritul profetic spune căci lumina acestei biserici a fost luată și a fost dată alteia. Poate ne uităm pe siglele bisericilor, la aceste două, adventiști și reformiști, și vedem că una are trei din alea de foc de îngeri și a patra mai are încă una. Cealaltă biserică mai are încă una. V-ați uitat atent la sigle sau nu v-ați uitat? E o mică diferență acolo. Așa spun unii. E o mică diferență. Spune-mi, în regulă, mergem acolo că ne dăm învățători și tot felul de lucruri după poftele noastre. Acolo ne lasă să mai mergem, să ne mai plimbăm prin sabat, să facem noi ce vrem și așa mai departe, să nu păzim sabatul chiar așa, 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 așa. Ne mai lasă să mai purtăm niște pantaloni, ne mai lasă să ne vopsim, ne mai lasă să facem tot felul de lucruri și așa mai departe. Și atunci te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și spui, măi, care mai este lumina? Că încetul cu încetul, dacă te uiți, parcă poți să spui, măi, dar am ajuns și noi să fim așa. Spune Spiritul Profetic un lucru destul de interesant în legătură cu biserica. Că uneori se va părea că biserica va cădea, că nu mai este nimic drept. Dar spune mai departe gândul, atunci când credem lucrul acesta, atunci Dumnezeu va trimite o putere și ea se va ridica. Avem în biserici datini, tradiții, obiceiuri, comerț cu sufletele oamenilor. Aceasta face și catolicii și am învățat data aceasta și prin săptămâna de rugăciune, că acest bărbat mare, Martin Luther, s-a luptat cu lucrurile acestea. Pentru că ce se gândeau ei? Că plătesc o taxă dinainte și toate păcatele care o să le fac eu toată viața o să fie iertate și pot să păcătuiesc cât vreau că taxa o am plătită. Cam asemenea a ajuns să fie bisericile din ziua de astăzi. Bisericile ortodoxe cu datini și tradiții și anumite obiceiuri, să iei luminări, să pui nu știu de care, ștergare nu știu de care, mătănii, să faci, să te duci la popă, îți pune sutana în cap, te mărturisești la el și așa mai departe și gata, ești din nou iertat. Învățam cu toții și citeam în cuvântul lui Dumnezeu că cel neprihănit prin ce va trăi? Prin credință. De fapt, aceasta este învățătura care trebuie să o înțelegem. Este timpul ca poporul să iasă din Babilon, dar în momentul în care iese din Babilon, unde se atașează el? Aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră? Poate v-ați gândit că e în regulă să nu o luați, că ați văzut aseară că este prezentare, nu avem nevoie de Sfânta Scriptură. Haideți să facem un mic lucru, să deschidem Sfânta Scriptură, cei care aveți Sfânta Scriptură, dacă o aveți, la Isaia. Capitolul 1. Și acolo sunt câteva versete interesante în Isaia, capitolul 1. Și haideți puțin să le aprofundăm, versetele acestea. Fac o comparație, o paranteză, ne oprim puțin cu solia îngerul al doilea. Deci am înțeles căderea Babilonului și așa mai departe.
Și aș dori să aprofundez mai tare această solie și aș dori să citim versetele din Isaia, capitolul 1, și vom citi, din câte țin eu minte, acolo este versetul 3 și 4. Ce spune acolo? Cine citește? Versetul 3 din Isaia, capitolul 1. Atât. Numai 3 am citit. Și apoi și 4. Ce spune versetul? Boul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar poporul ce face? Nu mă cunoaște. De aceea spune Domnul, ieșiți din Babilon. Dar merg mai adânc. Acest verset din Isaia 1:3 se poate aplica și nouă ca și biserică reformistă astăzi? Putem fi noi un popor care să nu-L cunoaștem pe Domnul? Cum mai putem fi noi? Citim următorul verset, versetul 4. Să nu zică frații că îl citesc eu că am ceva cu dumneavoastră, n-am nimic. Citim din cuvântul lui Dumnezeu și mai citește încă o dată versetul 4. Cineva? Versetul 4 să-l mai citim. Da. Isaia 1:4. Merge versetul acesta pentru noi? Sau nu merge? Bun. Apoi versetul 13 sau versetul 12, nu mai țin minte cum este acolo, spune așa. De nu ar fi lăsat Domnul o ceva, ceva. Domnul a lăsat ceva. O rămășiță ne-am fi asemănat ca cine? Ca Sodoma și Gomora, spune versetul acolo. Deci, revenind la solia îngerului al doilea, a căzut Babilonul, cetatea cea mare și așa mai departe. Ieșiți din Babilon ca să nu fiți părtași păcatelor care se întâmplă mai departe acolo. Și unde să vă atașați? Isaia spunea, dacă Domnul nu ar fi lăsat o rămășiță, ne-am fi asemănat ca Sodoma și Gomora. Și vin cu o întrebare mai directă. Câți dintre dumneavoastră credeți că noi suntem rămășița? Credem lucrul acesta? Credem. Și eu personal cred lucrul acesta, că noi suntem rămășița. Și versetul din Isaia 1:13 se potrivește pentru noi și spunem, da, suntem rămășița. Dar, crezând lucrul acesta, ne vom confrunta cu alte lucruri mult mai grave. De ce spun lucrul acesta? Mergem puțin mai departe și ne întoarcem la gândul acesta al rămășiței. Biserica asociată cu lumea este cum? Această legătură nelegită cu împărații pământului o determină să fie așa. Asocierea cu lumea face ca biserica să fie o biserică desfrânată. Vin cu o întrebare mai dureroasă și mult mai reală. Biserica noastră, biserica reformistă, se aseamănă cu lumea? Și acum puteți spune nu. Și eu pot să spun corect. Luăm principiile, ne uităm la ele, le studiem punctele de principii și spunem nu categoric, corect. Nu ne asemănăm cu lumea din punct de vedere al principiilor. Dar vine versetul și spune că boul își cunoaște stăpânul, măgară cunoaște ieslea, dar poporul nu mă cunoaște. Principiile le avem, lumina din spiritul profetic o avem, lumina din cuvântul lui Dumnezeu o avem,
Dar noi, cum suntem? Biserica lui Dumnezeu este o fecioară curată. Așa asta este. Și noi suntem biserica lui Dumnezeu. Că fiecare dintre noi formăm biserica lui Dumnezeu. Eu ca și membru, tu ca și membru, în felul acesta ne adunăm și formăm biserica, rămășița. Dar uitați cum trebuie să fie rămășița. Curată. Avem adevărul prezent. Și vreau să vă spun că m-am născut în biserica aceasta, am crescut în biserica aceasta, am studiat în biserica aceasta și am încercat cumva să văd doctrinele celorlalte biserici și crezul celorlalte biserici, dar pot să vă spun că după câte am înțeles, și în biserica aceasta voi muri. Dar studiem cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună, avem toate principiile corecte după cum cuvântul lui Dumnezeu ne le spune și spiritul profetic. Avem totul, dar inima noastră cum este? Care este biserica curată? Isaia 8:20. La lege și la mărturie. Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Aceasta este biserica curată. Și putem confirma lucrul acesta chiar din versetul acesta. Conform cu principiile bisericii noastre, putem spune că acest verset se poate împlini și cu ușurătate asupra noastră, că suntem o biserică, care suntem păzitori ale legii lui Dumnezeu, și am primit lumina prin prorocul pe care Dumnezeu l-a trimis și ne l-a descoperit și ne-a descoperit multe adevăruri. Bine, aceasta este biserica ca instituție, biserica curată. Solia îngerului al doilea este adresată acelor generații pe care se găsește în principal poporul lui Dumnezeu. Pentru că ei sunt adresați în mod special ca fiind în Babilon. Și la un timp anume, ei sunt chemați afară. Solia se aplică generației prezente. Și acum poporul lui Dumnezeu trebuie căutat cu siguranță în organizațiile religioase. Dar întrucât bisericile populare se depărtează tot mai mult de Dumnezeu, ele ajung în cele din urmă la o stare pe care adevărații creștini vor fi chemați afară. Noi credem că aceasta va veni atunci când pe deasupra stricăciunilor lor, bisericile vor începe să-și ridice mâinile asupra sfinților. Am înțeles lucrul acesta? Stăm și ne gândim la acest aspect și spunem, e în regulă. Solia o să se împlinească atunci când lucrurile au să se strângă și lumea va vedea care este adevărul și atunci vor ieși și se vor atașa de rămășiță și așa mai departe. Dar eu vă spun un lucru dureros. Unii dintre noi vor pleca ca să facă loc celorlalți care au să vină. De ce? De fapt, problema dureroasă a soliei acestui înger pentru noi ca și biserică, pentru noi ca și biserica rămășiță este aceasta. Spiritul profetic spune că unii dintre noi vor pleca. Vă gândiți la numărul acesta care urmează să fie mântuit din 1844 până când vine Domnul. Și vreau să vă spun, este un număr mare sau un număr mic? 144.000.
Așa, dacă stăm și ne uităm, este un număr mic. Dar eu, uitându-mă la caracterele noastre, a celor care suntem în biserică, aș spune că este un număr destul de mare. Și uneori stau și mă gândesc și ar trebui să stăm fiecare dintre noi și să ne gândim. Eu, oare, voi fi în numărul acela? Dacă spiritul profetic spune că unii dintre noi vor pleca, poate acum vă puneți întrebarea, de ce vor pleca? Care este motivul? Vom atinge puțin subiectul acesta al plecării, pentru că cei din Babilon niciodată nu vor reuși să vină în Biserica Rămășiță, din cauza că biserica nu este pregătită încă să-i primească. Și mă gândeam, bine, noi spunem, am școală, am servici, am oi, am capre de crescut și așa mai departe. Și spun că această solie este pentru altcineva. Dar gândindu-ne în modul cel mai logic al cuvântului lui Dumnezeu, solia primului înger, solia îngerului al doilea și apoi vom vedea și mâine dimineață despre solia îngerului al treilea. Dacă noi nu o vestim, dacă noi nu ne împăcăm, dacă noi nu ne unim, dacă noi nu suntem tari, dacă noi nu ne sprijinim, atunci nu vom avea putere. Diavolul știe unde poate intra. Diavolul știe problemele noastre. Diavolul știe problemele comunităților noastre. Diavolul știe problema ta din inima ta. Dar el acolo ne atacă pe fiecare dintre noi. Și știe că acolo are intrare. Și în felul acesta noi stăm și ne gândim, ne-a părăsit Domnul. Nu mai este Domnul. Nu se mai întâmplă nimic, frate, în biserica asta, nu mai vine nimeni. Lasă că poate într-un final va veni. Cu acest lucru și aceste lucruri le aud întotdeauna, plângerile acestea, că suntem puțini, că scădem la număr și așa mai departe. Dar cuvântul lui Dumnezeu dorește să ne transmită ideea că noi trebuie să fim tari, să ne îmbărbătăm. În 2 Petru ne este scrisă acea îmbărbătare care este dată prin inspirația Duhului Sfântului Petru pentru a ne spune nouă, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale și caută să înghite pe cine? Pe noi, pe noi rămășița. Și de aceea unii dintre noi vor pleca. Dar eu nu vreau lucrul acesta. Nu vreau ca unii dintre noi să plece. E atât de dureros când crești într-o comunitate, să vezi anumiți tineri cum când erau copii crești alături de tine și la un moment dat să ajungi pe la 18, 19, 20, 21 de ani și să vezi că cei care erau cândva lângă tine plec. Și ți-aduci aminte că tu ieșeai în față, cântai cu ei, lăudai pe Domnul, spuneai poezii, mai departe mergeai la adunări cu ei și astăzi nu mai sunt. Din cauza că diavolul dă târcoale, din cauza aceasta. De aceea noi trebuie să ne gândim la un lucru destul de interesant. Diavolul nu ne vrea mântuiți. El nu ne vrea în împărăția din ceruri. El nu ne vrea acolo. El știe că are puțină vreme. Dar întrebarea mea pentru seara aceasta este, noi știm că mai avem puțină vreme? De aceea seminarul nostru se intitulează Încă puțină vreme. Și versetul spune mai departe, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Mâine dimineață vom studia despre solia îngerului al treilea și doresc ca Dumnezeu să înmoaie inimile noastre și să ne dăm seama că pe alocuri, pe undeva, poate aceste solii au trecut pe lângă noi sau poate nu le-am dat o semnificație atât de mare pe cum ele le au, să înțelegem de fapt că suntem în perioada judecății de cercetare,
în care Dumnezeu poate să spună până aici, în care Dumnezeu poate să închidă harul asupra noastră și să nu mai avem nicio șansă la mântuire. De aceea să ne cercetăm inimile noastre, cât se mai spune astăzi. Să facem în viața noastră să fie liniște, să facem în așa fel încât noi ca și comunitate să fim una, să fim strânși, să fim uniți. Stăteam și mă gândeam cum erau înainte romanii care mergeau la lupte. Declară cartea lui Daniel, poporul de fer, poporul cel puternic, poporul care avea scut, soldații cei mai buni și cei mai antrenați. De ce? Aveau tot felul de tactici de luptă, dar dacă unul dintre ei greșea, în momentul în care ei se strângeau la un loc, își făceau un cerc plin de scuturi, pe deasupra puneau scuturi. Dacă unul dintre ei nu ținea scutul cum trebuie, era posibil să moară toți. Din aceasta trebuie să învățăm și noi. Fiecare dintre noi trebuie să ne înarmăm cu scutul credinței, cu platoșa neprihănirii, cu Domnul Hristos și să ținem tot scutul și în felul acesta să fim uniți. Dacă cel dintre noi face un pas greșit, să-l tragem înapoi, să nu-l lăsăm să iasă. Pentru că dacă el va ieși, s-ar putea, ca și eu, la rândul meu, să fiu nimicit. Și Domnul nu vrea lucrul acesta. Domnul să ne ajute să înțelegem că avem nevoie să fim uniți, avem nevoie de rugăciune mai multă, de credință mai multă și El să ne ajute să înțelegem aceste lucruri pe care le-am studiat. Doresc ca harul și pacea asta să fie cu noi în veci. Amin.